30 de copii și o sumedenie de întâmplări frumoase, jocuri, concursuri, drumeții, ateliere de creație, descriu pe scurt tabăra de creație pe locuri Fiți Gata Start, organizată la Mărișel, județul Cluj, de Fundația Echipare pentru Generația de Mâine, în parteneriat cu Atelier Plus și cu sprijinul Primăriei Cluj-Napoca. Vă invităm, deci, să mai învățăm câte ceva despre creativitate, stând de vorbă cu cei mici pe care i-am surprins în focul muncii de creație și în momente de relaxare în care ne-am împărtășit impresii despre cum au trăit această tabără și cum văd ei arta. Ce-i cu ușa asta pictată? Ne poți explica? Păi, ușa asta reprezintă ceva, așa-i? Reprezintă o ușă spre cer și pictăm pe ea. De ce trebuie să o pictați? Lucruri care Dumnezeu le-a făcut și ca să arate mai bine, mai frumoasă, pentru că o ușă spre cer n-ar fi doar simplă, fără nimica. Ar fi decorat foarte fain și... Vreți să o faceți voi mult, cât se poate de colorat. Da, și frumoasă. Această ușă reprezintă exprimarea copiilor legată de creația lui Dumnezeu. Ușa fiind creația? Nu. Deci noi pictăm pe ea creația lui Dumnezeu și ce ne vine în minte. Și vă trec multe prin minte. Da, foarte multe. Cam ce, de exemplu? Uite, văd aici un îngeraș, nori. Tu ce crezi că ar mai trebui pus pe ușa asta? Așa, după mintea ta, că ai spus că tot ceea ce vă trece vouă prin minte. Păi, nu știu. Este și o galaxie foarte frumoasă. Și chiar este o idee bună, galaxie. Dar de ce e tocmai o ușă? Reprezintă... cum ar veni partea raiului, intrarea în rai. Așa. Așa cred eu. Foarte bine, ne spui doar ce crezi tu. Deci de o parte a ușii ar fi raiul și de cealaltă parte ce ar fi? Chiar nu știu. Ar putea fi lumea în care suntem noi acum? Ba da. Și cum faceți? Pe o parte a ușii puneți lucruri dintr-o lume și pe cealaltă parte lucruri din alta? Sau cum se întâmplă aici? Este totul împreună. Totul în echipă. Ce? Și cele două lumi, raiul și lumea în care suntem, se amestecă, se întrepătrund? Nu chiar, într-un fel, da, într-un fel nu. Nu știu. E o ușă care ne ajută să ne exprimăm creativitatea sau să ne imaginăm cine ar putea să fie în rai. Dar de ce e tocmai o ușă și nu o trompetă, să zicem? O ușă pentru că... E ca și cum ar fi ușa care se deschide copiilor spre rai sau tuturor spre rai. Și poți trece prin ea oricând vrei tu? Da, da. Oricând ai nevoie sau când vrei. Și de ce o pictați? Pentru că e un mod foarte creativ de a-ți exprima creativitatea și să-ți exprimi și dorința și tot ce vrei. Dorința legată de lumea de dincolo de ușa? Da, dorințele noastre sau ce ne-am dorit noi să fie dincolo de ușa asta. Pentru tine ce-i ușa? Cristiana, văd că așa scrie pe ecuson. Ușa înseamnă ceva ce desparte două spații, doar că această ușă exprimă... deși nu poți trece prin ea, exprimă ceva foarte important pentru noi, adică avem libertatea de a ne exprima pe ea. De ce nu poți trece prin ea? Adică la modul fizic, sigur, nu poți trece prin ușa asta, dar pentru că voi o faceți simbolică, fiind simbolică, n-ați putea trece prin ea? Ba da, pentru că atunci când o vezi, simți că te duci într-o altă lume. Cam ce fel de lume? O lume a copiilor. De unde... Unde treci? Dinspre ce înspre ce? Dintr-o lume simplă, în care nu este niciun pic de umor, într-o lume foarte creativă, în care poți să
simți orice, să zbori și da. Și tu ce ai pus pe ușa asta? Ca să simți că zbori sau ca să ne arăți că simți că zbori? Am făcut un pământ, Terra, și am făcut în jurul ei galaxie, pentru că și în jurul pământului sunt o grămadă de lucruri frumoase, nu numai pe pământ. Matei, ție ce-ți place cel mai mult de pe ușa asta pe care voi pictați? Totul. Alege două lucruri, să zicem, pe care le vezi și care îți plac la ușă. Îngerii și acel vitral care se vede din partea de sus. Ah, ce-i vitraliu? Vitralul este un geam făcut cu niște ceară, prin niște tehnici speciale. Și unde găsim vitralii? De obicei. De obicei se găsesc în la depozite și la tot felul de magazine mai speciale. În alte locuri? La biserici, la tot felul de case, la multe. Și ție de ce-ți plac vitraliile? Că tocmai ai ales detaliul ăsta de pe ușă. De ce-ți plac vitraliile? Se par frumoase pentru că sunt colorate și au imagini pe ele. Și îngerii? Ai ales și îngerul. Da, îngerii mi se par frumoși deoarece sunt într-un fel armata lui Dumnezeu. Cine ți-a spus ție asta? Biblia. Citești? Da. Citești în Biblie? Nu-i prea grea pentru tine cartea asta? Nu. Și ce înțelegi din Biblie? Ce ai înțeles până acum? Lucruri. Dă-ne un exemplu. De exemplu, am înțeles când Dumnezeu a pornit în călătorie și le-a spus la uceniți în grădina Ghețiman să se roage pentru ei toată noaptea, dar ei n-au ascultat și au adormit. Și la un moment dat, când s-a întors Dumnezeu, ei dormeau și uceniții s-au trezit și s-au prefăcut că se roagă. Tu de cine te simți mai apropiat? Aici sau acasă? Aici. Aici pot să zic de copii, de Dumnezeu, de toată lumea. Și în Biblie, dacă tot ai citit în Biblie, cu cine ți se pare că semeni din Biblie? Mai mult. Cu ucenicii, cu Isus, cu cine? Unul dintre ucenici, cu ucenicul Matei. De ce? Pentru că avem și numele la fel și pentru că... Cum e Matei ăsta? Cum e Matei de semeni cu... Ți se pare că semeni cu el mai mult? Păi avem numele la fel și unele trăsături de la... Cum să zic eu, de la corp. Pare. Adică nu neapărat trăsături de la corp, dar mi se pare de așa... De caracter? Că... Da, de caracter într-un fel. Ia încearcă să ne spui cum o trăsătură de caracter pe care tu și ucenicul Matei crezi că o aveți în comun. Păi, unele lucruri. El era un om care colecta taxe de la oameni și el întotdeauna vrea să fie corect și să nu ia în plus și pentru el sau șeful lui. Și eu... Ești corect? Corect. Și ești și talentat la pictură? Ce crezi după tabăra asta? Da, și talentat la pictură și îmi place foarte mult. Nu pare rău deloc că am venit aici. Clara, ce ai pus pe ușa asta pe care voi toți pictați? Cum vă trece vouă prin minte? Cum aveți chef? I-am pus niște floricele, stele și două mâini care dau mână. Adică două persoane care dau mâna. Aha, de ce tocmai asta? Pentru că aici ne prietenim și m-am gândit că ar fi un ceva potrivit. Tu cu cine te-ai împrietenit? Cu Miriam, Emma, Iulia și Andreea. A fost greu să vă împrieteniți? Nu. Cum de a fost ușor? Ce v-a făcut să vă împrieteniți? Cu Iulia m-am întâlnit pe mașină când vineam în coace și a fost destul de simplu că ne-am prezentat și am început să ne spunem lucruri despre noi. Spune-ne un lucru despre tine, așa cum i-ai spus ei, ca să ne împrietenim și noi. Îmi plac animalele, în special pisicile și iepurii. Și
Îmi place să corectez pe oricine care îmi scrie numele cu C. Numele tău, da. Carina. Da. Carina, clar, ai două prenume, da, așa. Și în tabăra asta ce ți-a plăcut cel mai mult? Timpul de gustare și timpul liber și când am fost la lut și la artă, când ne-am învățat să desenăm. Da, ai descoperit vreun talent la tine în tabăra asta? Ai descoperit că ești talentată într-o direcție? Da, am descoperit că sunt talentată la grafică și la modelare în lut. Care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat în tabăra asta? Că Dumnezeu ne iubește oriunde ar fi și că dacă Iisus nu spunea Tată iartă-i că nu știu ce fac, Dumnezeu nu ne mai ierta. Așa că iert și tu pe cei care nu scriu Carina cu capa? Da. Mulțumim, Carina, cu capa. Chiar dacă nu avem foc de tabără, avem butuci, stați confortabil? Da. Bun, atunci haideți să ne spuneți de ce ați venit. N-ai spus da, spune-ne tu, stai confortabil. Da. Perfect. Atunci să ne spuneți de ce ați venit în tabără și de ce v-a plăcut în tabăra asta. Trei? Păi, mi-a plăcut aici că avem cu ce ne distra, ne jucăm ping-pong, avem loc de joacă. Și avem multe activități. Ca de exemplu? Dar cele mai deosebite activități, te rog. Cu apă. Vopsea, nu? Nu. Cum nu? Am văzut că ați... Și cu vopselele, nu v-ați jucat? Ba da, am pictat. Ce? Peisaje. Peisaje de vară. Bun, dintre toate astea, ce ți-a plăcut cel mai mult și mai mult? Dintre jocurile cu apă, dintre peisajele pe care le-ai făcut? Tot. Cel mai... grozav lucru pentru tine. Jocurile cu apă. Ți-ți place apa? Da. Și aici ai avut apă, că ești la pădure. Da. Același lucru, cel mai frumos lucru, cea mai frumoasă activitate pentru tine în tabără. Păi, mie mi-a plăcut foarte mult când am fost la ateliere. Dacă mă întrebați care, nu vă pot spune care mi-a plăcut cel mai mult, toate mi-au plăcut la fel, pentru că la toate mi-am exprimat creativitatea. E greu să-ți exprimi creativitatea? Depinde, dacă ai momente când îți vin idei și inspirație, nu, da. Și cum vin momentele astea? Adică depind de tine sau pur și simplu vin sau nu vin și tu aștepți? Pur și simplu vin, de exemplu, dacă te uiți la ceva peisaj, poate îți vine ceva în minte. Ce peisaj ai făcut? Ce ți-a venit în minte? Păi, am făcut și păduri și de aici, din natură. Deci cel mai... lucrul care ți-a plăcut cel mai mult a fost? Atelierele de creație. Tu ce faci? Ce o să vrei să fii când o să fii mai mare? Păi, încă aleg între designer vestimentar și educatoare, pentru că îmi plac foarte mult copiii mici. Miriam, ce ți-a plăcut cel mai mult? Și de ce ai venit în tabără, de fapt, în primul rând? Am venit în tabără că am vrut să vin și tatăl meu e un artist și cred că vreau să mă dezvoltez în artă. Și tu ce vrei? Vor ca tu să te dezvolți în artă, tu ce vrei? Același lucru sau altceva? Același lucru și altceva. Ce altceva ne poți spune? Ce altceva ai mai vrea tu? Să fiu un autor de cărți. Îmi place foarte mult să scriu cărți. Despre ce? De multe ori despre dragoni, magie și alte povești. Astea sunt lucruri care dragoni nu există, nu? Ți le imaginezi tu? Păi... uneori citesc în cărți despre ei și... Îți imaginezi aventuri noi? Da, pentru mine e foarte ușor ca să îmi imaginez o aventură. Pot să fac foarte multe povești, dar de obicei nu le scriu. De ce?
Doar că... Ți-e lene să le scrii pe hârtie? Doar nu știu cum să le scriu, în ce stil. A, deci mai înveți. Da. Și din poveștile astea învățăm ceva sau doar ne distrăm în poveștile tale? Cum ai vrea tu să fie? De obicei doar distracție. Aici te-ai distrat sau ai învățat ceva în tabără? Amândouă. Ce ai învățat? Am învățat că în pictură nu trebuie să faci cerul doar albastru. Îl poți să-l amesteci și cu galben, un pic de verde, portocaliu. Tot ce e posibil. Da. Alessia, tu de ce ai venit în tabără? Păi am venit pentru că îmi place foarte mult să pictez. Și mi s-a părut interesant când am auzit de tabăra de artă. Și a fost atât de interesant cum te-ai așteptat? Da, a fost foarte interesant. Ce face tabăra asta? Ce o face atât de interesantă? Păi, deci învățăm și despre Dumnezeu și în același timp facem și artă. Adică pictăm, desenăm, fotografie. De ce crezi că e importantă arta? Că e frumoasă sau că ne învață ceva? După părerea ta. Mie îmi place pentru că te poți exprima în ce fel vrei tu. Pictând prin culori, prin personajele pe care le pictezi și așa. Și e doar distracție? Arta? Nu, e și muncă. E muncă destul de grea. Pentru că la fel trebuie să-ți vină inspirația și în unele momente chiar nu ai. Atunci ce faci? Păi trebuie să mă aștept și până-ți vine. Și nu te apucă disperarea când ai inspirație? Sau ai încredere că până la urmă vine și ea, inspirația? Am încredere că vine. Te consider talentată? Așa și așa. Dar în mare parte, da. Și cum știi că ai talent? Care sunt semnele că ai talent? Nu știu. Îmi place să desenez. Și mi s-a spus de mai multe ori că desenez bine. Frumos, așa. Ce ai desenat aici sau pictat? Natura. Pentru că a fost, creația lui Dumnezeu. Mare parte din această tabără a fost vorba despre creația lui Dumnezeu. Andreea, tu de ce ai venit în tabără? Păi mama avea de lucru și ne-a trimis pe noi în tabără ca să poată să aibă timp ca să poată să facă. Și tu ai vrut sau n-ai vrut să vii? Mai mult ai vrut sau mai mult n-ai vrut? Eu când am auzit de tabăra de creație, eu chiar vroiam să mă duc, de-abia așteptam să... De ce? Păi, când am auzit de creație, mie îmi place mult să pictez și să modelăm. Am modelat pe aici o cană, oaie, copaci. Păi, tu ai zis că și înainte să vin tabără ți-a plăcut să pictezi, să modelezi. Crezi că ai progresat în direcția asta, în tabăra asta, sau nu prea? Păi, mie îmi place mult să pictez mie îmi place mult să pictez de mică, pentru că tata știe mult să picteze foarte bine. El mi-a desenat prin cameră pe pereți și am încercat să mă iau după el, să îl moștenesc un pic. Dacă ar fi unul dintre voi să ne spună despre artă, de ce nu se poate trăi fără artă? De ce e important să existe în lumea noastră artă? Ce ne-ați spune? Că este foarte important să te poți exprima într-un mod mai diferit. Și pentru că toate lucrurile sunt făcute din artă, Dumnezeu le-a creat pe toate și pe noi. Dacă arta nu ar fi, cum se spune... Arta e ceva în care tu desenezi după placul tău și nimeni nu te judecă. Deci este ceva care te face să te simți bine cu tine însuți. Cei patru îndrumători ai copiilor, responsabili de cele patru ateliere de creație, Iurie Cojocaru pictură, Edmona Buruian grafică, Petru Leahu modelaj și Radu Pop fotografie, ne spun care au fost atuurile taberei de creație. Pe locuri, fiți gata, start! Creația lui Dumnezeu este tema principală pentru această tabără de copii, în care
Copiii au fost împărțiți în patru ateliere: grafică, fotografie, ceramică și pictură. Și fiecare atelier a încercat să îi ajute pe copii să se regăsească într-un fel sau altul în creația lui Dumnezeu. De ce tocmai creația lui Dumnezeu? Întrebarea este bună. Având în vedere că suntem într-un mediu atât de frumos, în care suntem înconjurați de atâtea dealuri frumoase, copaci, verdeață, ideea noastră a fost ca să și inspire din ceea ce văd. Și faptul că suntem în natură și nu suntem undeva într-un spațiu închis, cred că a avut un mare succes pentru ei și pentru noi, de a îi ajuta să vadă altfel lucrurile. A avut și succes și ideea de a le lua telefoanele mobile, tabletele și televizorul? Da, vreau să vă spunem că în această tabără nu au fost telefoane mobile, tablete, nu este televizor, nu este internet, inclusiv dulciurile nu există, și atunci copiii au avut mai mult timp de a fi creativi. Au avut decât aparatul de fotografiat, tocmai pentru atelierul lui Radu. Deci strict util. Da, da. Încă s-a făcut și o drumeție care s-a terminat cu o ploaie torențială și majoritatea dintre copii au început să deseneze în atelierul de creație chiar ploaia care ne-a prins în drum spre dealul Mărișel. Da. Deci aventurile din Mărișel au farmec, dintr-o dată dacă lipsesc anumite gadgeturi care îi sufocă în restul timpului. Care ați zice că sunt aturile taberei? Ale poate fiecărui atelier sau un lucru cu care credeți că e important să plece copiii din tabăra asta? Ce să spun? Cred că și-a atins bună parte din scopurile pe care fiecare dintre noi ni le-am asumat, respectiv printr-o metodă relativ deschisă și nu foarte închistat didactic, să spun așa, foarte liberă, în a-i ajuta să se exprime pe toate cele trei tipuri de exprimare plastică, să spun așa. Au avut mână liberă și înțelegere și libertatea din partea noastră să se desfășoare așa cum simt copiii. Un lucru important cu care ar trebui să plece acasă, din punctul de vedere personal? Din punctul meu de vedere, strict pe atelierul de creație, fotografie, tematica, evident că fiind în acest mediu natural atât de frumos și având contact cu pădurea, cu flori, cu insecte, cu cosași, am rămas uimiți ieri câte sute de aspecte ale creației le-am regăsit pur și simplu pe marginea de drum la 3-4 km de plimbare. Miza pe care mergeam eu cred că a fost cu aplomb atinsă, în sensul de a-i sensibiliza pentru ceea ce înseamnă frumusețile naturii. Această creație care continuă e un exemplu de armonie, de frumusețe, și sper că cu atât mai mult față de cât aveau până în momentul acesta fixată ideea, au primit o încredere și o conștiință de prețuire a ființelor mărunte, chiar și albinele care ne înțepau, chiar și țânțarii care ne deranjează, am primit cumva relevanța utilității fiecarei gâze, fiecarei creații venite, nu întâmplător cu siguranță, toate au un rost pe pământ. Și cu siguranță copiii sunt mult mai deschiși și mult mai înțelegători în ceea ce privește mediul înconjurător, iar aici, mă rog, n-am să mai intru în amănunte, probabil se va regăsi în generația de mâine ceea ce generația de astăzi se pare că uită cu desăvârșire. Viața e mai presus de orice și nu pădurea, nu e lemnul, nu e afacerea, nu e banul. Pădurea e viață, pur și simplu. E viață și adăpost și mâncare pentru miliarde de ființe pe care le vedem, nu le vedem, ne ajută indirect. Un alt unghi de vedere asupra creației și bogăției cu care se duc din creație și din tabără copiii acasă? Da, eu
Am fost cu luturile și cu mizeria și am încercat să scot din pământ, să-și folosească degețele în loc de butonat gadgeturi și telefoane, să-și le bage în pământ. Și cum erau degețelele, amorțite de la tastatură? Da, a fost o reacție foarte plăcută a lor, unei, wow, erau super entuziasmați, că ce frumos, ce pastă, simțeau pasta asta de lut, și alții, ce mizerie. Și au rămas la groaza față de mizerie sau au trecut? Au trecut prin mai multe faze. Și, dar ce mi-am dorit eu ca să plec ei de aici este ca aceste degețele să modeleze ceva cu care să rămână, să aibă în interiorul lor o satisfacție. Adică că pot face și altfel de lucruri cu mâinile lor și cu degetele lor. Și la început reacția era de respingere, de încântare, dar pe parcurs ce chiar le ieșea ceva, atât de mult erau prinși că nu-i mai puteam dezlipi de lutul acesta mizerabil. Și am învățat că și din murdărie poți scoate ceva frumos. În ghilemele, murdărie. Sigur. Cu ce să plece copiii de acasă, din tabără? Eu, mai mult decât un gând sau cu un gând cu care să plece copiii, aș avea mai degrabă un gând pentru părinți să-și încurajeze copiii, mai ales copiii care sunt înzestrați. Un pas important a fost faptul că l-a lăsat într-o tabără de creație, ceea ce e un început foarte bun, dar să nu se oprească doar aici. Și să meargă unde? Să își încurajeze copiii, dacă mă zgălesc în camera lor pereții, să... Asta e semn bun? E un semn bun, da, adică să-i lase liberi. Acum, bineînțeles, într-o anumită măsură, dar sunt copiii zestrați și cu adevărat unii dintre ei chiar au fost mai speciali. Toți sunt talentați, dar sunt unii mai speciali și care tot au rumblat în toată tabăra cu caietelul de schițe după ei și au desenat și în timp ce Radu proiecta fotografii din drumeție și chiar desenau în timp ce el prezenta. Din imagini. Deci într-o bună măsură soarta lor depinde de părinții care sunt atenți sau nu la potențial. Da, absolut, absolut. Părinții ei încă sunt dependenți de părinți. Și atunci e foarte importantă atitudinea părinților față de drumare. Încurajarea și îndrumarea, pentru că și la cei care ziceau, cum să-mi bag eu mâinile în mizeria asta, aveau nevoie de foarte multă încurajare. Și atunci le modelam eu ceva drăguț acolo și vreau și eu. Momentul era depășit. În momentul în care vedeau că realmente pot... Se poate face ceva și încet i-am prins și le-a plăcut foarte mult. De ce e important să traversăm atâtea hotare și să fim și un pic sau mai mult artiști? Cred că artiștii le-au arătat un lucru foarte simplu, că se poate trăi și fără de tablete și fără de telefoane, prin creativitate să lege prietenii între ei, să comunice prin artă și pentru aceea ne-am adunat împreună și am avut aceste ateliere în care copiii realmente s-au comportat diferit față de copilăria de acasă, în care fiecare individual pe telefonul mobil sau pe tabletă sau pe internet, unde erau rupți de o realitate. Aici copiii au avut timpul de a crea, de a se juca, de a povesti și chiar de a se împrieteni între ei. Până la urmă, asta este miza taberei, de a fi copii și de a lega relații între ei. Și la asta vă ajută mai mult decât altă temă, creativitatea și creația? Nu, asta este prima temă. Probabil vor urma și alte taberi care vor avea și alte teme tot în genul ăsta. Și atunci miza supremă ar fi prietenia sau arta în această tabără? Arta este un lucru atât de frumos în care poate uni mai multe grupuri de oameni ca să vadă puțin diferit lumea. I-am ajutat să vadă, să le formăm cât de cât ochiul, ca să vadă frumusețele din jur și să aprecieze ce văd. Pentru că, deși suntem într-o lume plină de imagini, de publicitate și de toate lucrurile astea, și e supra-saturată societatea de imagini, dar nu avem educația de a vedea. Și asta
ocupe de rolul unui artist, ca să el știe să citească dincolo de imaginea care e pusă, da, indirect, și copiii de mici ar trebui învățați să vadă de fapt ce e de valoare, ce e mai puțin de valoare și ce merită și ce nu merită atenție.